m-am coborât și în dreptul tău, strigă Duhul Sfânt. Să-ți amintesc de unde te-am scos, zice Domnul, și cum te-am binecuvântat, strigă Duhul Sfânt. De pașii tăi au ajuns în cortul acesta. De aceea, femeie, strigă Duhul Sfânt, oare nu văd eu luptele care le duci în casa ta, strigă Duhul Sfânt? Căci de multe ori nu mai poți și ai strigat, Doamne, fă ceva. Se vede un tânăr, strigă Duhul Sfânt, la care de multe ori inima ți este rănită, zice Domnul, și mă chem să schimb lucrurile, strigă Duhul Sfânt, să las pace peste acest suflet, zice Domnul, să-mi întind mâna, strigă Duhul Sfânt, ăsta e! Și să aduce liberare, zice Domnul oștirilor, zalome nevuie tarastine și vot am înmulțit pâinea în cortul tău și mi-am arătat puterea și mila. Și astăzi îți spun că iubesc sufletul tău. Dă la o parte nervii, strigă Duhul Sfânt. Dă la o parte vorbirea care mie nu-mi place, zice Hristos Domnul, că ce-am în vedere să-ți dau cuvinte alese. Luptă-te ca cuvintele să fie de rese cu sare. Te vreau lumină, zice Hristos Domnul, pentru că te-am strigat în lumină, strigă Duhul Sfânt. E vremea să-mi fac lucrarea, o sănăt. Ia hotărâri noi, zice Hristos Domnul. Iar plecând din cortul acesta, vei vedea o izbăvire în trei vremi care stau înainte, strigă Duhul Sfânt, căci mâna mea va binecuvânta, iar brațul meu te va lina, strigă Duhul Sfânt, și chiar bucurii vor fi, zice Hristos Domnul, și vei mărturisi că sunt viu față de tine. Hristos a venit. Aleluia! Mulțumim, Doamne, mulțumim, Tată!